Dă-ți un follow. Subscribe mai bine. Aprinde clopțopelul. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofan. Gigi Becal este alături de noi în această dimineață și vrea să ne spună ceva despre piesă. Vreau să vă spun că în primul și în primul rând nu prea vă aud. Asta ca să putem începe mai... Hai să vedem, domnul Becali, că vă ajutăm acolo. Sunt niște, din astea, niște butoane. Nu, nu știu ce se întâmplă aici. Petrică! Ia, aduceți-l pe Petrică sau strigă-l pe Florin. Adu toată Petrică să pun aici, că n-aud în gata, aud în căști, gata, gata. Ia. Bine, nu. Că eu când vă spun, vă spun cu căscă, că dai seama cu mâinile sunt ocupat, fac echipa pentru etapa asta. Înțeleg. Ziceți, cum e piesa lui Dorian și a Ioanei când lumea era? Păi, ce să zic, tată, lumea era, adică e un truism asta cu lumea era, un lucru care nu mai are nevoie de demonstrație. Și a fost lumea era, ați văzut multe exemple, dar eu ascult că așa, nu știu, mi-a plăcut, îmi plac și versurile, când, de exemplu, exact așa fac, când mi-ascult inima și atunci când lumea era și chiar dacă strigau gârbedei și huliganea afară din Ghencea, eu nu plecam nicăieri, că aveam... Tutuțule, mi-ascultam inima. Gigi, am și o rugăminte pentru toți ultrași se numesc, nu? Pentru da, toți ultrași. Da, dați-ne da. Și nouă un share acolo la galerie, la piesă, să dea un click, să fac o vizualizare, să eu știu, poate ne... Păi, tutuțule, i-am rugat eu să nu mai vină să mă înjure la meciuri, dacă dar mi-te să dea share de astea. De ce mult poate să facă niște scandări de alea, nu știu. Dă-ți un follow. Tu subscribe mai bine. Aprinde clopțopelul. Mulțumim, domnul Becali! A ieșit domnul Becali din studio și intră domnul președinte Iohannis. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă place piesa Când lumea era? Ce fețe face! Ce pot să zic decât că nu se compară cu Deutschland, Deutschland über alles. Absolut! Care rămâne piesa mea de suflet, orice ar fi, și Uber alles in der Welt. Domnule Iohannis, dar ați putea fi puțin patriot să iubiți și piesele țării totuși. Da, este una din piese care îmi place, dar tot în limba germană. Da? Și cum sună refrenul, domnule Iohannis? Mai era ceva cu Bayern München, nu mai țin minte exact. Stuttgart, Kölnheim, Main, Frankfurt, ich liebe dich, dar să revenim. Cum spune și Dorian Popa, eu am intrat ca să transmit un mesaj important. Dați subscribe la Dorian Popa. Nu asta. Am venit cu treburi serioase, nici măcar. Mai ales că am înțeles că tu vii din Botoșani. Totuși e un președinte, să-l lăsăm să vorbească. Da, mai tu vii și din Botoșani, unde se votează cu PSD-ul, da? Ideea este că eu îmi ascult inima. Bine că știi de Botoșani. Și atunci când lumea era... pe doamna Chioveși, în funcție o voi păstra. Da? Domnul Toader, ca să pentru și... Un mesaj pentru domnul Toader de la domnul Iohannis. Mulțumim frumos, domnule președinte! Doamne ajută! Mein Gott, domnule președinte! Când lumea era o țipă Chioveși! În direct cu noi vine și... Părintele Vișinatie de la Vaslui. Bună dimineața, părinte! Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Bună dimineața, prieteni, bună dimineața! Foarte bine, părinte, ați venit cu îndreptări, că îndreptări românești îndreptări, face și Dorian Popa la sală. Dar nu mai poate să mai facă, că e cu glezna. Ați văzut, l-a bătut Dumnezeu, că a vrut să facă minciuni pe vlog, că face provocări nebune și l-a bătut imediat. Pa!
spacate, Ilie, ați văzut cum i-am pus foc lui Ilie? Că n-a vrut părinte, să... Părinte, nu-s minciuni, duminică la 8 dimineața o să vedeți că e pe bune treaba. O să ne convingem noi, la biserică avem, suntem cu clopoțelul aprins, numai că n-aveam clopoțelul aici la catedrală. La biserică se aprinde clopotnița pentru Dorian Popa. Deci când postează Dorian Popa, este o măicuță, avem noi și o maică, o cheamă Maria, maica Maria care ea e și foarte bine făcută, că am adus-o de la secția de MMA de la Putna. Și maica Maria trage tare din clopot și răsună, știți? Toată cât e mănăstirea de mare și chiar... Teoretic, notificările de acolo pleacă. Da, evident. Adică știți cum lumina vine de la Ierusalim? Că, și YouTube-ul ăsta, Google, când dă o notificare, să știți că prima dată la noi la mănăstire se aude. Bine, părinte, asta cu social media. Acum că știm cum e cu social media la mănăstire. Deci bat clopotele duminica la slujbă și când postează Dorian Popa tot duminica. Dar spune, părinte, cu piesa asta. Când lumea era. Care piesă? Când lumea era. Da, când lumea era. Foarte bun mesajul piesei, că să-mi aduc aminte, cum zice, mi-ascult inima și atunci când lumea era, îmi amintesc că ești acolo, Doamne, când era și părintele celălalt, dacă s-a dus săracul, da, l-a s-a transferat la aici, la Patriarhia de la București, că erau finanțări mai multe, și mi-e dor de el, dar când lumea era foarte important, întorceți-vă, domnilor, și chiar și doamnelor, doamnele poate să se și întoarcă în orice direcție, dar domnilor, fața către biserică. Am înțeles, părinte, corect. Da, foarte important și buzunarul, na, știți cum e, banul ochiul dracului, mai bine îl ținem noi, că știm noi ce să facem cu el. Mulțumim, părinte! Și încă un invitat și-a dorit foarte mult să vină astăzi la radio. Este vorba despre Nicolas de la Suceava. Bună dimineața, Nicolas! Vai, prieteni, ce frumoase aici, câte luminiți, mai mari și butoane. Am vrut să apăs, dar am stricat emisia când am apăsat. Nu mai apăs. Mă duc direct jos la știri din sport. Ia zile, Nicolas, cum e cu piesa asta când lumea era? E o piesă, că știți, eu am mulți hateri. Haterilor, a, nu, aia e de talent. Asta lui Dorian Popa era cu în inima. Și atunci când lumea era, dacă nu vă place, dați unsubscribe de la Nicolas Alexandru. Nu vă speriați, Dorian Popa, dați subscribe și aprindeți clopoțelul. Dar nu mai înjurați, scrieți comentarii. Am vrut să vin aici să mă aud o țară întreagă. Și atâta practic. Bravo, super, Nicolas. Super. Ne bucurăm mult că ai venit aici să dai în ciocănele și la București. Frumoase ciocănele aici la București, extraordinare, dar nu-i, parcă nu-i atmosfera aia din târg care îmi place mie. Da, Nicolas, ne mai străduim. Mulțumim frumos! Dimineața Blană cu Ramona și Coțofană. Efectele secundare pot include stare de bine, zâmbete, râsete, Insta stories, like pe Facebook, like and share, dă mai tare și mamă ce frumos e! Bine, pa!